Hristos a înviat. Ce mai faceți? Nu-i așa că sună ciudat întrebarea asta? Veți zice, nu se potrivește, frate, la început de predică. Și apoi, chiar ai timp să ne asculți pe toți cei ce vrem să-ți spunem ce facem? Eram cu mai mulți ani în urmă, încă slujeam în Biserica Elim și la sfârșitul unui serviciu foarte grăbit ieșeam, căutam pe cineva prin mulțimea celor ce ieșeau din adunare, mă strecuram și eu să caut pe cineva. Și la un moment dat, trecând printre frați, tot pace în stânga, pace în dreapta, am trecut pe lângă un frate, am întins mâna și am zis, pace, ce mai faci? Și fratele m-a ținut de mână și mi-a zis, ți-aș spune, dar n-ai timp să mă asculți. Vedeți, sunt întrebări pe care le punem în mod convențional. Întrebări de conveniență. Se practică, nu? Când ne întâlnim cu cineva, punem o întrebare, ce mai faci? Însă zic iarăși, aceste întrebări sunt puse în mod mecanic și nu înseamnă foarte mult. Apoi sunt întrebări pe care oamenii le pun din simplă curiozitate celor cu care au de-a face. Și de multe ori, nu cu cel mai bun interes, ci vrând să afle câte ceva despre tine și apoi să fii vulnerabil în fața lui. Dar există o a treia categorie de întrebări. Întrebările puse cu sinceritate și cu interes. Sunt întrebări pe care cineva ți le pune și din întrebările pe care le pune înțelegi că omului acelui îi pasă de tine. Din întrebările pe care ți le pune, înțelegi că el ar vrea să-ți fie de folos, să te ajute. Dragii mei, în seara aceasta despre întrebări vrem să vorbim. Vrem să vorbim în seara aceasta despre cele 7 întrebări pe care le-a pus Hristosul cel înviat. Însă înainte de a vorbi și a prezenta aceste 7 întrebări, vreau să vă spun că dacă este cineva care îți vrea binele cu adevărat, acela este Hristosul cel viu. Când Hristos pune întrebări, El nu le pune nici din conveniență, El nu le pune nici din simplă curiozitate, ci le pune pentru că este interesat de cel pe care îl întreabă. După învierea sa, Mântuitorul a rămas pe pământ 40 de zile. Nu este foarte mult înregistrat în Scriptură despre ce s-a întâmplat în cele 40 de zile. Însă în cele 40 de zile am găsit în Scriptură pe Mântuitorul punând 7 întrebări. Și fiecare dintre aceste întrebări ne lasă pe noi să înțelegem preocuparea pe care Domnul o are pentru noi. Ca să parafrazez o vorbă foarte cunoscută, aș zice, lasă-mă să văd ce întrebi, ca să-ți spun ce interese ai. O parafrazez pe aceea care spune, lasă-mă să văd cu cine te unești, ca să spun cine ești. Ce fel de întrebări pui, arată ce fel de interese ai. Dacă te întâlnești cu cineva care în toate întrebările pe care ți le pune, vrea să afle cum se fac bani mulți, cum se câștigă, cum se poate ajunge la o șansă, la o reușită, ce poți deduce despre omul acela? Că el vrea să acceadă spre o poziție în care să câștige și să aibă și să dreagă. Dacă găsești însă pe cineva care îți pune întrebări și în spatele lor citești interesul real pe care îl are pentru tine, ești fericit. Întrebările pe care le pune Mântuitorul
toate denotă interes real pentru noi. Și zic iarăși, dacă îi pasă cuiva de noi, cel mai mult îi pasă Domnului. Uitați-vă dumneavoastră care sunt întrebările acestea pe care le pune Hristosul cel înviat. Și în această zi în care sărbătorim învierea Domnului, aș vrea ca aceste întrebări să ne deschidă o perspectivă largă, să înțelegem cu ce se îndeletnicește Hristosul cel înviat, pentru că El șade de-a pururi la dreapta Tatălui și spune Scriptura că mijlocește pentru noi. Iată întrebările Hristosului înviat. Întâi, acolo în grădina mormântului, în Ioan capitolul 20 cu versetul 15, Domnul Iisus Hristos stă față în față cu Maria. Și uitați-vă care este prima întrebare pe care o rostește Hristosul înviat. Femeie, de ce plângi? Oare ce înseamnă o astfel de întrebare pusă unei femei necăjite acolo în grădina mormântului? Ce înseamnă o astfel de întrebare? Ce denotă întrebarea aceasta? Și voi răspunde zicând așa. Această întrebare denotă că El, Hristosul cel înviat, este sincer interesat de necazurile noastre. Și zic, aleluia! Dragii mei, trăim într-o lume în care indiferența față de cei de alături este la culme. Ascultați știrile și veți auzi despre oameni care nici măcar nu-și fac timp să se oprească lângă cel căzut pe marginea drumului accidentat, ci se duc mai departe pentru că sunt grăbiți dumnealor. Trăim într-o lume în care omului nu-i pasă de om. Trăim într-o lume în care oamenilor nu le pasă de semenii lor. Însă în această seară, cu bucurie, față în față cu această întrebare, cu această primă întrebare a Hristosului înviat, vă spun încă o dată, Hristos este sincer interesat de necazurile noastre. Nu este o mângâiere lucrul acesta pentru noi? Poate că ai stat de multe ori frământat, poate n-ai dormit noaptea la gândul că nu le pasă copiilor tăi de tine. Poate că te-ai frământat nespus de mult văzând că nu le pasă colegilor tăi de tine. Poate că te-ai frământat adesea zicând nici fraților din biserică nu le pasă de mine. Eu vreau să-ți spun în această seară, este unul căruia îi pasă de tine, este Hristosul înviat. Nu vi se pare interesant, mie mi se pare foarte interesant să văd în momentele acelea, momente aglomerate din cale afară pentru El, pentru Mântuitorul. Știți ce spune Scriptura? Că doar cu 3 zile înainte a pătimit pe Golgota și acum piatra s-a dat la o parte, a ieșit Mântuitorul biruitor asupra morții. În momente ca și acestea, poate că lucrurile cele mai importante ar fi fost contemplarea asupra acestei mari biruințe universale. Și totuși, Mântuitorul găsește că lucrul cel mai important este să se oprească lângă o femeie necăjită și să o întrebe, de ce plângi? După ce Hristosul a murit pe Golgota, s-a coborât ca să vestească biruința asupra morții duhurilor aflate în închisoare, spune Apostolul Petru. S-a coborât Mântuitorul, cu alte cuvinte, acolo în locuința morților, în iad, ca să proclame biruința asupra morții, un lucru nespus de mare, care avea să marcheze istoria spirituală a omenirii. Și în loc să contemple la aceste lucruri, iată-L pe Hristosul înviat, că se oprește în grădină lângă o simplă femeie care plânge, ca să o întrebe, de ce plângi? Acum, când universul întreg era în sărbătoare, imaginați-vă, Hristosul cel înviat, Hristosul care a ieșit din mormânt, ce reacție a produs în ceruri. Cerul era plin de
osanale, cerul era plin de cântări de slavă, cerul era plin de glorie și de laudă la adresa lui Hristos și Hristosul înviat se oprește lângă o femeie necăjită din grădina învierii ca să o întrebe: femeie, de ce plângi? Ce vă spune dumneavoastră lucrul acesta? Dragii mei, oamenii nu ne pot vedea durerea. Mai mult, oamenii nu ne pot înțelege durerea. Sau, vai, poate oamenilor nici că le pasă de durerea noastră. Însă astăzi vreau să proclam cu multă bucurie de la acest amvon, în universul acesta întreg, între aproape cele 7 miliarde de oameni, este unul care este dispus să se oprească lângă tine și să se intereseze de necazurile tale. Ce părere ai de asta? Tu contezi. Poate că te uiți doar aici în biserica aceasta și zici: ce însemn eu între aceste sute de oameni? Poate te gândești la ce însemn tu în Timișoara, care este de aproape 400 de mii de oameni. Poate te întrebi: ce contez eu în România aceasta unde sunt 20 de milioane de oameni? Sau poate zici: ce contez eu în lumea aceasta unde sunt 6 miliarde și jumătate de oameni? Ce însemn eu aici? S-ar putea să nu însemn mult pentru cei de alături. Însă în această seară îți spun încă o dată: tu însemni mult pentru Domnul. Și iată prima întrebare a Hristosului înviat vine să demonstreze că El este sincer interesat de necazurile noastre. Nu e motiv de bucurie asta? Amin! Prin Apostolul Petru, în 1 Petru capitolul 5, versetul 7, tot El, Hristosul înviat, îl îndeamnă pe Apostolul Petru să scrie așa: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Nu e bun Domnul? Același Hristos a stat între ucenicii Lui și a stat față în față cu mulțimile care îl urmau și a zis așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Frați și surori, iubiți prieteni, Hristosul înviat este unul căruia îi pasă cu adevărat de necazurile noastre. De ești aici în această seară cu necazul tău, cu apăsarea ta, vestea bună pe care o am din partea Domnului pentru tine este că lui Hristos îi pasă de necazurile tale. A doua întrebare pe care o pune Mântuitorul, Hristosul cel înviat, tot aici în Ioan, capitolul 20, versetul 15. Dacă prima este: femeie, de ce plângi? A doua întrebare este aceasta: pe cine cauți? Pe cine cauți? Ce vrea să ne arate Domnul prin această întrebare? Care este scopul acestei întrebări pe care o pune Mântuitorul? Eu am contemplat asupra acestei întrebări și am înțeles că El, Hristosul înviat și glorificat, este sincer interesat de căutările noastre. De când ne naștem și până murim, tot căutăm, nu-i așa? Căutăm într-una. Uitați-vă la bebelașul care stă în brațele mamei. Dacă puțin îl lasă deoparte și nu e în brațele mamei, nu se simte bine, caută. Și dacă îl vezi plângând undeva pe un pat și te întrebi ce caută el, el caută liniștea de la sânul mamei. Mai apoi, uitați-vă, aceia care aveți copii, încă de când sunt atâta copii, caută ceva. Caută propria lor satisfacție, caută să aibă jucării. Întreabă-i: ce ai dori să primești? Ce te-ar interesa pe tine? Și spune: jucării din alea și jucării din celelalte. Și-ar vrea asta și-ar vrea cealaltă. Apoi, când cresc, îi vezi căutând altceva.
deja când sunt în primele clase de școală, caută să aibă locul întâi, să fie mai bun ca și celălalt, să se afirme într-un fel sau altul. Apoi, în tinerețe, caută pe cineva lângă care să-și petreacă viața, caută să-și facă o carieră. Omul caută și caută și caută. Dar ceea ce este interesant, că Mântuitorul, Hristosul înviat, stă față în față cu omul și pune și această întrebare: pe cine cauți? Ca să înțelegem noi că El, Hristosul înviat și glorificat, este sincer interesat de căutările noastre. Cum adică îl interesează pe Domnul ce căutăm noi? Sigur! Știți ce vrea Domnul? Să căutăm ceea ce trebuie căutat. Căutările acestea pe care le facem să ne umple viața ne dau scurte satisfacții, dar vai, și multe frustrări și multe dezamăgiri. Însă e important să căutăm ceea ce contează cu adevărat. Haideți să citim împreună un verset. Isaia, capitolul 55, versetul 6. M-aș bucura dacă l-am citit cu toții. Haideți! Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Amin! Între multele noastre căutări, suntem chemați să căutăm ceea ce contează cu adevărat. Cauți să-ți faci un confort. Nimic rău în asta, dar nu uita, mai mult decât confortul, caută-L pe Domnul. Cauți să te afirmi între oameni, cauți să ieși în evidență prin lucruri bune, nimic rău în asta, dar înainte de aceste lucruri, caută-L pe Domnul. Cauți să fii cineva. Nu e rău să fii cineva în termenii potriviți Scripturilor, dar înainte de toate, caută-L pe Domnul. Pentru că iată, Hristos este interesat de căutările noastre. Pe cine cauți? A doua întrebare pe care o pune Mântuitorul după înviere este aceasta: pe cine cauți? Dragii mei, nouă nu ne stă bine să căutăm orice. Vai, vai, vai de cei ce caută păcatul. Vai, vai, vai de cei ce caută nelegiuirea. Vai, vai, vai de cei ce caută lucrurile pieritoare și nu pe cele care durează în vecii vecilor. Mântuitorul ne demonstrează prin această întrebare că El este sincer interesat de căutările noastre. Începem să-L înțelegem pe Mântuitorul. El se interesează de necazurile noastre, pentru că îi pasă de ele. El se interesează de căutările noastre și vrea să ne învețe să căutăm ceea ce contează cu adevărat. Iubiții mei ascultători, în viața aceasta aglomerată, în viața aceasta în care alergăm în stânga și în dreapta pe șosele și prin aer, în viața aceasta în care n-avem timp unii de ceilalți, în viața aceasta în care căutăm și căutăm și căutăm, suntem datori să căutăm mântuirea și pe Cel ce dă mântuirea, pentru că mântuirea este însuși Domnul. Aș vrea să reții asta în ziua de Paști a anului 2010. Suntem datori să căutăm mântuirea. Pe cine cauți? Ce cauți tu? Care sunt căutările tale? Doamne, ajută-ne mai presus de toate să te căutăm pe tine și mântuirea pe care o dai tu. Să trecem la a treia întrebare. O a treia întrebare pe care o pune Mântuitorul, o găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, și anume pe drumul Emausului, unde doi dintre ucenici se duceau de la Ierusalim spre Emaus. La versetul 17 din Luca 24 spune așa: El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbe sunt acestea? Ce stă în spatele acestei întrebări?
Dacă în spatele primei întrebări stătea un Hristos interesat de necazurile noastre, dacă în spatele celei de-a doua întrebări stătea un Hristos interesat de căutările noastre, ce stă în spatele celei de-a treia întrebări, care zice așa, ce vorbe sunt acestea? Hristosul înviat este sincer interesat de vorbirea noastră. Dar și asta contează, frate. Mai zic o dată, Hristosul înviat este sincer interesat de vorbirea noastră. Dar oare asta să fie preocuparea lui Hristos? De ceea ce vorbim noi? Că doar vorbim în medie vreo 25.000 de cuvinte pe zi. O persoană normală, nu unul foarte vorbăreț, aia vorbesc probabil 50.000. O persoană normală vorbește cam 25.000 de cuvinte pe zi. Știți ce înseamnă asta? Într-un an, ar fi vreo 100 de cărți scrise, cam de 500 de pagini. Ce înseamnă toate aceste cuvinte pe care le rostim? Chiar contează ele? În economia aceasta a existenței umane, contează și ceea ce vorbim? Dragii mei, această a treia întrebare pe care o rostește Mântuitorul mă obligă să înțeleg că El este interesat de ceea ce vorbim noi. Dragii mei, cuvântul e foarte important. Știți că unul dintre numele pe care le poartă Mântuitorul este tocmai acesta, Logosul, cuvântul. Știți ce spune Ioan în capitolul 1? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Cuvântul contează așa de mult. Știți cum a apărut lumea aceasta? Simplu. Dumnezeu a zis, a rostit cuvântul și cuvântul lui a adus în ființă. Iubiții mei ascultători, cuvântul pe care îl rostim ne este dat ca să aibă putere. Și vai ce putere! Noi știm toți că are putere cuvântul. Dacă șeful tău la servici îți spune doar un cuvânt așa mai apăsat, s-ar putea că toată ziua umbli cu capul plecat. Observ ce poate să facă un cuvânt. Dar dacă șeful tău la serviciu îți zâmbește dimineața și zice felicitări, ai făcut o treabă bună. Atât, e destul. Și toată ziua radiezi și ești plin de satisfacție. Așa e că are greutate cuvântul. Contează cuvântul pe care îl rostim. Cuvântul ridică sau coboară. Cuvântul zidește sau dărâmă. Tocmai de aceea Domnul este interesat de ceea ce rostim noi. Haideți câteva versete pe care le vor pune frații mei pe ecran. Matei 12 cu versetul 36 și 37. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Vă spun, sunt cuvintele Mântuitorului, ale lui Iisus Hristos. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice, de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Doamne, din 25.000 pe zi, câte oare sunt nefolositoare? Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată-l pe Hristosul înviat, sincer preocupat de vorbirea noastră. Oh, dar vorbirea poate să fie multă. Atât de mult vorbim și așa de puțin gândim adesea la ceea ce vorbim. Și vine Mântuitorul în această a treia întrebare pe care o rostește după înviere și zice, ce vorbe sunt acestea între voi? Ce vorbe sunt între voi? Ce fel de cuvinte rostiți? Coloseni capitolul 4 cu versetul 6. Uitați-vă ce spune Mântuitorul prin Apostolul Pavel. Coloseni 4 cu 6. Vorbirea voastră să fie
totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbirea voastră să fie totdeauna. Ce înseamnă totdeauna? Înseamnă totdeauna. Nu? Asta înseamnă totdeauna. Totdeauna vorbirea să fie cu har și dreasă, gândită, aranjată. Ce ziceți de Efeseni, capitolul 5, cu versetul 4? Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iată-L pe Hristosul înviat, sincer interesat de vorbirea noastră. Ce frumos este îndemnul Scripturii, ce să fim înceți la vorbire și grabnici la ascultare. Așa zice Apostolul Iacov. Să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Să înțelegem că fiecare cuvânt pe care îl rostim, nu numai de la amvon, ci și în relațiile noastre unii cu alții, fiecare cuvânt face parte din sfera de interes al Domnului. Ce vorbe sunt acestea între voi? Să recapitulăm un pic. În spatele primei întrebări stă interesul Domnului pentru necazurile noastre. Și zic, Domnul este bun. În spatele celei de-a doua întrebări stă interesul Domnului pentru căutările noastre. Și asta ne responsabilizează. În spatele celei de-a treia întrebări stă interesul Domnului pentru cuvintele pe care le rostim. Și asta ne responsabilizează. Avea cineva o vorbă, ca să nu fiu interpretat greșit, avea cineva o vorbă care zicea așa, de-aia au fost date omului cuvintele ca să ascundă ceea ce gândește, să împacheteze în cuvinte și să nu se știe cine este de fapt. Dragii mei, vorbirea de rău o aude Domnul, lingușirea, flatarea o aude Domnul, jignirile verbale le aude Domnul. Are Traian Dorz o poezie care printre versurile ei zice așa, o om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci în lume. Și apoi un vers zice așa, spui un cuvânt, cuvântul tău, oh, ce face cuvântul unui om? Pe mulți îi ridică sau îi doboară și pentru asta răspundem. De aceea zic încă o dată, Domnul se interesează de felul în care vorbim. Ce face cuvântul pe care îl rostești tu? Ridică sau dărâmă? Zidește pe cineva sau doboară? Hristosul cel înviat, acela care șade la dreapta Tatălui, este sincer interesat de vorbirea noastră. A patra întrebare. Tot aici în Luca, la capitolul 24, dar versetul 26, Domnul îi aude vorbind. Și apoi pune o întrebare care iarăși trebuie să ne dea de gândit. Zice în versetul 26, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și apoi a început de la Moise și de la toți prorocii și așa mai departe. Păi de unde să știe ei ce trebuia să sufere Hristosul? Și el totuși îi întreabă, nu trebuia să sufere Hristosul? De unde puteau ei să știe asta? Din Scripturi. Ce stă în spatele acestei întrebări? Un alt mare adevăr, și anume, Hristosul cel înviat este interesat de felul în care cunoaștem cuvântul său. Na, și asta e important, dar nu numai frații care predică trebuie să-l cunoască. Nu? Zic încă o dată, Hristosul înviat este sincer interesat de felul în care cunoaștem cuvântul său. Oare de ce e atât de important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu?
Dragii mei, nu știu câte cărți ai acasă, și eu am multe cărți am acasă, multe. Dar ascultați-mă bine, cartea asta este altfel decât toate cărțile. Ea este cuvântul lui Dumnezeu. Dar oare de ce este interesat Dumnezeu ca noi să cunoaștem cuvântul? De ce îl interesează asta pe Hristosul cel înviat, ca noi să cunoaștem cuvântul? De ce e așa de important să cunoaștem cuvântul? Psalmul 119 cu versetul 105. Ia uitați-vă ce spune acest cuvânt. Despre Biblie vorbește aici. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ați fost vreodată noaptea în întuneric mare, pe un drum poate necunoscut? Cei ce ați fost în tabără, dacă n-ați avut lanternă, știți cum e un drum la munte fără lanternă, noaptea? E cumplit. În drumul nostru spre ceruri e foarte important să avem lumină pe cărare. Și Scriptura ne spune despre ea însăși că El, cuvântul, este candelă pe cărare, o lumină pe cărarea mea. De aceea zic, e atât de important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Aici sunt mulți tineri în biserica noastră. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Mulțumesc, ați răspuns bine. Răspunsul era acesta: îndreptându-se după cuvântul său, al Domnului. Așa își poate păstra cineva curată cărarea? De ce este interesat dar Domnul să cunoaștem cuvântul lui? De ce Domnul în această a patra întrebare le arată interes pentru importanța și pentru înțelegerea importanței cuvântului lui Dumnezeu? De ce face Domnul asta? Dragii mei, dacă avem călăuză în viața aceasta, manualul de existență umană este acesta. Cumpărați un produs de la magazin și știți fiecare să luați manualul de instrucțiuni, să vedeți ce trebuie făcut, cum se pornește, cum se fac primele lucruri, cum se instalează ceva. Când este vorba despre viața pe care o trăim pe pământ, că de fapt trecem pe aici, ne-a lăsat Hristos manualul existenței umane. Și îl interesează pe Dumnezeu felul în care noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Știți că mântuirea se capătă tot prin cuvânt? Romani 1:16, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu poți să ajungi la mântuire fără cuvânt. Nu poți să umbli drept pe cărarea spre mântuire fără cuvânt. Psalmul 119 cu versetul 11, iarăși un verset care merită, haideți să-l citim toți, să-l citim toți împreună. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, de ce ești interesat de felul în care cunoaștem cuvântul? De ce îl interesează pe Dumnezeu că după înviere, iată, a patra întrebare pe care o pune are de-a face cu această cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu? Doamne, nu sunt alte preocupări mai importante? Nu e ceva mai important de făcut? Ci a patra întrebare pe care o pui este: cum cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, atunci când ne umplem mintea cu al Domnului cuvânt, atunci vom putea să stăm departe de păcatul care vrea să ne tragă în jos. Cuvântul lui Dumnezeu îți arată planurile pe care le are pentru viața ta. Și vreau să-ți spun în această seară, iubitul meu ascultător, nu ți se pare interesant și ție ca și mie să vezi că El, Hristosul înviat, este preocupat de felul în care cunoști cuvântul? Și ascultă-mă bine, nu e destul să cunoști cuvântul teoretic ca să-l poți spune altora, să le poți predica la alții, nu? De cunoști cuvântul ca să-l predici altora, adu-ți aminte de ceea ce spune cuvântul, zic Filipe, adu-ți aminte de cuvântul care zice: fii încet la vorbire, grabnic la ascultare. Ci cuvântul trebuie cunoscut și trăit, amin.
Mergem la a cincea întrebare. O găsim în Ioan, la capitolul 21, de data aceasta, când Domnul se duce la ucenicii care se împrăștiaseră, deja s-au dus pe mare, și-au reluat activitatea, au vrut să se facă pescari iarăși, și Domnul Iisus se duce în Ioan, capitolul 21, la versetul 5, în timp ce ei erau cu corabia pe mare, spune versetul 4, dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Și uitați-vă în versetul 5, întrebarea a cincea. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Na. Acum, Hristosul înviat și glorificat, chiar și cu astea se frământă. Cu ce mâncăm noi? Ce mâncă ucenicii, copii? Aveți ceva de mâncare? Nu, e ciudat, nu? Să vezi pe șeful întregului univers, stăpânul întregului univers, stă pe malul mării, vine o corabie cu oameni credincioși și strigă către ei, copii, aveți ceva de mâncare? Oare de ce i-a întrebat, va zice cineva? Că doar dacă citiți textul acesta, citiți-l acasă și veți vedea, când ei au ieșit, Domnul a purtat de grijă să aibă peștele necesare, a spus, aruncați mreaja și veți pescui. Și au pescuit și când au venit pe mal, pe mal era foc, jăratec, și erau pești puși deja la prăjit acolo. Erau, peștele era deja pus la fript acolo pe margine. Numai că Domnul le zice, aduceți și din peștii voștri, hai să aveți și voi parte de asta. Dar de ce această întrebare? Iată a cincea întrebare după înviere. Copii, aveți ceva de mâncare? În spatele acestei întrebări, eu nu pot să văd decât faptul că El, Hristosul înviat, este sincer interesat ca noi să avem cele necesare vieții. Mai zic o dată, cele necesare. Știți ce înseamnă necesar? Necesar înseamnă necesar, iar v-am dat definiția. Cele necesare vieții. Fiți atenți numai. Copii, aveți ceva. Nu-i întreabă, aveți voi provizii pentru următorii 10 ani? Nu? Copii, aveți ceva de mâncare. Pentru că dacă lipsește cevaul acela, Domnului chiar că-i pasă. Dacă îi pasă cuiva de cevaul acela atât de necesar nouă, Domnului îi pasă cu adevărat. Gândește-te tu care ești aici, la momentele cele mai critice din viața ta. Și vezi cum Domnul a purtat de grijă ca cevaul acela să fie împlinit. Așa ne-a învățat Mântuitorul să ne rugăm. Când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. De ce? Pentru că Domnul este sincer interesat ca strictul necesar să-L ai. Problema în vremuri de criză nu e cu strictul necesar, ascultați-mă bine, nu cu strictul necesar este problema, ci problema în vremuri de criză este cu mai multul acela pe care ne l-am dorit fiecare dintre noi. Asta e marea problemă. Psalmul 37 cu versetul 25. Uitați-vă cu câtă înțelepciune zice psalmistul așa, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dragii mei, Hristosul înviat este sincer interesat ca tu să ai strictul necesar. Cum adică? Cum să-l ai? Te pui așa și să zici, Doamne, adă strictul necesar? Nu? Nu uitați, ei erau pe mare! Și Domnul le spune, copii, aveți ceva de mâncare? Păi nu prea era. Și știți ce le spune Domnul? Când nu era strictul necesar. Domnul face minunea, atunci face Dumnezeu minunea. Când nu este strictul necesar, aruncați mreaja în partea dreaptă. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu, n-avem. Păi dacă n-aveți, uitați-vă ce preocupări are Domnul. Domnul este preocupat ca tu să ai cele necesare vieții.
Lucrul acesta trebuie să fie o mare mângâiere pentru fiecare dintre noi. Poate nu e ceea ce ne-am dorit noi și ceea ce am visat noi. Este interesant de văzut. De exemplu, când a fost înmulțirea pâinilor, credeți că n-ar fi putut Domnul să le dea și desert lui aia la miile alea de oameni? Nu le-a dat desert. Dar ce le-a dat? Pâine și pești tot a purtat de grijă Domnul să aibă. Uitați-vă la fiii prorocilor care se adunau în jurul lui Elisei. Au stat, au pus pe locul întâi în viața lor interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru învățătura pe care le-o dădea Elisei. Și după ce au stat acolo în vreme de foamete, la un moment dat zice Elisei către slujitorul lui: du-te, pregătește oala cea mare și fă o ciorbă pentru fiii prorocilor. Dragul meu, de n-o fi desert, ciorba cea de toate zilele, pâinea și peștele de care ai nevoie în fiecare zi, purtava de grijă Domnul. Pentru că iată, această întrebare stă înaintea noastră ca să ne demonstreze că El, Hristosul înviat, este sincer interesat ca noi să avem cele strict necesare vieții. Însă pentru aceasta e datoria noastră să nu uităm exact ceea ce aminteam și dimineața aici. Spune Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și purtava de grijă Domnul. Cele mai multe frustrări pe care le avem noi ca oameni nu sunt neapărat pentru cele strict necesare vieții. Cele mai multe frustrări sunt pentru lucrurile extra pe care ni le-am dori. Și acolo se întâmplă că Domnul câteodată ne lasă să trăim frustrări, însă nu uitați nicio clipă. Dacă cineva este interesat de binele tău, acela este Domnul. Haideți să trecem la a șasea întrebare. Tot în Ioan, la capitolul 21, versetul 15. Este o întrebare pe care Domnul, interesant, o pune de 3 ori. E aceeași întrebare, e a șasea întrebare pe care o pune Domnul, numai că o pune, o repetă, de 3 ori. Îi opune acelui așa om: mă iubești? Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și a doua oară, mă iubești? Și a treia oară, mă iubești? Oare ce stă în spatele acestei întrebări, acelei de-a șasea întrebări? Ce trebuie să înțelegem de aici? Vom înțelege că Hristosul cel înviat și glorificat este sincer interesat de felul în care ne raportăm la El. E just oare să fim întrebați așa? E chiar bun interesul acesta al Domnului? Este justificat să fie interesat Domnul de felul în care ne raportăm la El? Dar cum nu? Numai din ceea ce am predicat până aici, să vezi un Dumnezeu care este interesat de necazurile tale, să vezi un Dumnezeu care este interesat de strictul necesar din viața ta, și vine și spune mă iubești? Nu e normal? Nu e dreptul lui să pună astfel de întrebări? Hristosul înviat și glorificat este sincer interesat de felul cum te raportezi la El. Relația cu Domnul este de importanță majoră pentru orice creștin. Un Dumnezeu care s-a dovedit a fi plin de dragoste pentru noi, așteaptă să-i răspundem cu dragoste. Dumnezeu vrea să stăm lângă El motivați de dragoste și nu de altceva. Odată cineva s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și știți care a fost răspunsul Mântuitorului? Cea mai mare poruncă: să iubești pe... Cea mai mare poruncă din lege, să-L iubești pe Domnul. Este foarte interesat Domnul ca să știe că noi îl iubim pe El. De asta se interesează Domnul. Dacă vreți, e lucru pe care îl caută la noi. Vrea să vadă cât de mult îl iubim noi pe El. Când îl iubești, știți, aceia dintre dumneavoastră, special cei căsătoriți, care au cunoscut ce înseamnă dragostea, când s-au îndrăgostit de aceea care
le este soție acum sau de acela care le este soț, știți ce înseamnă aceasta? Cel pe care îl iubești ți-e în gând când te culci, ți-e în gând când te scoli și în vis ți-e prezent. Cel pe care îl iubești ți-e în gând când mergi cu tramvaiul, ți-e în gând când stai pe scaun, ți-e în gând în orice moment. Dragii mei, cam asta vrea Domnul de la noi. Ce ziceți, e mult? Eu vreau să vă spun că așa ne poartă El pe noi în gândurile Lui mereu, mereu. El este interesat de noi. Lui îi pasă de noi și zic încă o dată, dacă îi pasă cuiva, poate îi pasă mamei, îi pasă tatălui, îi pasă fratelui, îi pasă păstorului, îi pasă lucutare sau lacutare, dar mai mult decât tuturor acestora, îi pasă Domnului de tine. Nu te bucuri de asta? Hristosul înviat și glorificat este unul care se interesează cât de mult îl iubești. Și apoi, să mergem și la a șaptea întrebare. Tot aici în Ioan, la capitolul 21. Petru bucuros, Domnul l-a verificat, a văzut că îl iubește, i-a dat însărcinarea de a păstori turma cu oi, cu mielușei, cu oițe. Și după aceea, mergând cu Domnul, îl vede dintr-o dată pe Ioan. Acum vreau să înțelegem ceva. Între Ioan și Petru, dacă veți citi pe paginile Sfintelor Scripturi, veți putea printre rânduri să pricepeți un fel de rivalitate. De ce? Mereu când Domnul lua lângă el, cercul intim al ucenicilor era acesta, Petru, Iacov și Ioan. Uitați-vă la Petru. Mereu voia să se afirme între ceilalți ucenici. Mereu era cel ce ieșea primul la răspuns la tablă. Numai că atunci când stăteau la masă, Ioan era cu capul culcat pe pieptul Mântuitorului. Și acum era problema asta, pe care îl apreciază Domnul mai mult? Pe mine, și-a fi zis Petru, sau pe Ioan? Că uite, Ioan toată ziua, domnule, Ioan ăsta toată ziua cu capul pe pieptul Mântuitorului. Ăsta e culmea, Ioan ăsta. Uită-te la el tot timpul cu Mântuitorul. Face ce face și el cu Mântuitorul. Și mai tânăr ăsta. Și Petru face această greșeală. Să pună o întrebare când era cu Domnul. Doamne, pe mine m-ai făcut păstorul oilor, oițelor și mielușeilor tăi. Dar cu acesta, Doamne, ce va fi? Și Domnul îi răspunde printr-o întrebare. Și întrebarea este aceasta, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ce stă în spatele acestei întrebări pe care o pune Domnul? Ce stă în spatele acestei întrebări? De aici înțelegem că El, Hristos, este sincer interesat de felul în care ne relaționăm la frați, la surori, de felul în care avem relații cu cei ce suntem în casa Domnului, în trupul Domnului. Mântuitorul este sincer interesat de asta. Poate că vom zice noi, ce dacă e supărat cu tare pe mine? Ce dacă cu tare e așa și așa? Nu? Domnul este interesat de felul cum ne raportăm unii la alții. Observați dumneavoastră, întâi era interesat de felul cum ne raportăm la el și acum este interesat de felul cum ne raportăm la frați. Dragii mei, nu putem oricum să ne raportăm unii la alții. Nu putem să luăm cina Domnului oricum. Știți ce spune Scriptura? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși ca să nu se facă vinovat de trupul Domnului. Cum adică te poți face vinovat de trupul Domnului? Știți ce ne spune Biblia? Trupul Domnului este biserica. Biserica, Hristos este capul, biserica este trupul. Știi cum te poți face vinovat de trupul Domnului? Când tu porți în inimă supărare pe un frate, dar în același timp, dă-i cu cina, frate, dă-i cu cina, ia cina, frate, că tu ești pocăit. Fraților, predic în această seară cu dorința sinceră de a ști că pe toți ne mântuiește Domnul. Însă nu uitați, Hristosul cel înviat este interesat de cum ne raportăm unii la alții. Uitați-vă, nu suntem noi interesați cum se raportează mâna asta la urechea mea atunci când are nevoie urechea mea de să fie scărpinată?
Mă interesează dacă mâna mea nu se mai poate raporta corect la ureche, dacă piciorul nu se raportează corect la trup, nu mi-e tot una. Dacă piciorul nu mă mai ascultă, nu mi-e tot una. Credeți că lui Hristos e tot una? Dacă între tine și fratele tău, între mine și tine, relațiile nu sunt așa cum trebuie? De aceea, frați și surori, aș vrea să înțelegem că Hristosul glorificat, Hristosul înviat și glorificat, a pus aceste 7 întrebări. Singurele întrebări pe care cel puțin le observăm că le înregistrează Evangheliile. Întrebările pe care le pune Mântuitorul sunt acestea. De ce plângi? Ca să înțelegem că Domnul este interesat de necazurile noastre. Pe cine cauți? Ca să înțelegem că El, Domnul, este interesat de căutările noastre. Apoi, ce vorbe sunt acestea între voi? Ca să înțelegem că Domnul este interesat de vorbirea noastră. Apoi, nu trebuia să sufere Hristosul înainte ca să intre în slava sa? Ca să înțelegem că Domnul este interesat de felul în care înțelegem și căutăm cuvântul Lui. Apoi, copii, aveți ceva de mâncare? Ca să înțelegem că Hristosul este interesat de strictul necesar în viața noastră ca să fie acoperit. Apoi, mă iubești? Ca să înțelegem că El, Hristosul înviat, este interesat de relația pe care o avem cu El. Și apoi, ce-ți pasă ție de faptul că vreau să-L binecuvântez pe cel din stânga sau pe cel din dreapta? Ca să înțelegi că Domnul este interesat de o bună relație între noi ca și răscumpărați ai Domnului. Și aș vrea să vă spun ceva în această seară. Dacă am spus că întrebările denotă interesul pe care cineva îl are, atunci când întrebările sunt sincere, aș vrea să știți că El, Hristosul, care stă în ceruri, la dreapta Tatălui, în mărire, dacă urmărește ceva la noi, urmărește aceste lucruri, le caută în viața noastră. Da, le caută. De aceea vă chem astăzi în numele Domnului să ne cercetăm pe noi înșine înaintea Lui, a Lui Hristos. Înaintea Lui să ne cercetăm. Scumpii mei, Scriptura spune că El are ochii ca para focului. Nimic nu poate fi ascuns de ochii Lui. El cercetează inima și ce mai cercetează? Și rărunchii. Totul cercetează în noi. El vede totul. Ecografia e zero pe lângă ochii Domnului. Razele pe care le faci când te duci la doctor sunt zero pe lângă ochii Domnului. El vede totul. Acum, dacă El vede lucruri care nu te onorează în viața ta, nu crezi că e drept astăzi, în sărbătoarea învierii Lui, să stai înaintea Domnului și să zici: Doamne, fii bun cu mine și mă iartă? Nu crezi că e drept să faci asta? Dragii mei, fiecare dintre noi ne putem cerceta. Fiecare dintre noi ne putem verifica într-o vreme ca aceasta. Seara aceasta nu ne-a fost dată în zadar, ci ne-a fost dată ca să ne pocăim. Ce ziceți de asta? Ne dă Domnul sărbătoarea învierii ca să ne pocăim? Da? Ferice de noi dacă ne pocăim! Și vai de noi dacă nu ne pocăim! Întrebările pe care le-a pus Mântuitorul după învierea sa stau înaintea noastră ca o mărturie a faptului că El este interesat de noi, a faptului că El este preocupat de noi și de nevoile noastre, a faptului că noi suntem responsabili înaintea Domnului. Ce vom face? Haideți să ne ridicăm înaintea Celui Preanalt, conștienți de faptul că El e aici. Prin Duhul Sfânt e aici. V-am spus de câteva ori în această seară că El este întronat în mărire. Și este întronat în mărire. Dar Scriptura ne spune că prin Duhul Sfânt El vine între cei credincioși. El este în această seară aici ca să ne binecuvânteze. În această seară însă, Domnul vrea să vadă în noi pocăință. De aceea vă chem ca fiecare să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne verificăm starea. Să vedem cum suntem. Și de vom găsi lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De vom găsi vorbe spuse fără rost. De vom vedea că nu-L iubim destul. De vom vedea că nu ne raportăm corect la frații noștri.
să stăm înaintea Domnului cu pocăință și să ne cerem iertare. Suntem beneficiari ai purtării de grijă a lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea este foarte important, foarte important, este să răspundem purtării lui de grijă cu interes pentru onoarea lui. De aceea vă chem să facem întâi o rugăciune în care să ne cercetăm pe noi înșine, să ne rugăm și să cerem de la Domnul harul iertării și nu numai atât. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Asta e pocăința, să ne mărturisim greșelile, dar să ne și angajăm înaintea Domnului să spunem: Doamne, pe astea nu mai vreau să le fac. Haideți, dar în sărbătoarea învierii, să ne rugăm cu toții în felul acesta.